Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou pas informativ. Două persoane au decedat într-un accident produs în această dimineață în dreptul localității Călimănești. Din primele cercetări ale polițiștilor prezenți la fața locului, șoferul autoturismului implicat în tragicul accident, preot la o mănăstire din județul Neamț, ar fi adormit la volan și s-a izbit violent de un podeț. Tragicul accident s-a produs în această dimineață pe drumul național 2, în dreptul localității Călimănești. Din primele cercetări reiese faptul că pe fundul oboselii, preotul aflat la volanul autoturismului ar fi ațipit. Bărbatul a pierdut așadar controlul mașinii și s-a izbit violent de un podeț, iar mai apoi s-a răsturnat într-un șanț. La fața locului s-au deplasat imediat o auto specială de descarcerare și o ambulanță Smurd din cadrul serviciului de urgențe Focșani. La sosirea echipajelor la fața locului au fost identificate două victime. Una dintre victime, un călugăr la o mănăstire din Neamț, a fost aruncat în urma impactului din autoturism. Preotul aflat la volanul autoturismului a rămas blocat între fiarele contorsionate și doar echipajele de descarcerare l-au mai putut scoate. Din nefericire însă, ambele persoane au fost declarate decedate de reprezentanții serviciului de ambulanță județean. Un conducător auto de 32 de ani din județul Neamț a pierdut controlul volanului, cel mai probabil pe fundul oboselii. A pătruns pe contrasens și a intrat în șanțul de pe marginea drumului. În urma impactului, atât conducătorul auto cât și pasagerul dreapta față au decedat. Oamenii care au asistat la întreaga scenă spun că șoferul avea viteză mare în momentul producerii impactului. Alți martori confirmă ipoteza polițiștilor, potrivit cărora șoferul ar fi adormit la volan. Cert este că vitezometrul indica în momentul producerii impactului viteza de 138 de km pe oră. Bărbatul meu a dat niște căpșune aici, așa, și au auzit mașină, au auzit bufnitura și au ieșit repede și au oprit mașină. Am oprit mașină ca să le dăm un prim ajutor acolo, așa. În fine, s-a oprit mașină în timpul cât unul era de sub mașină, altul era la volan. Până a venit descărcerarea, n-am putut să-l scoatem, mașina nu era în poziția asta, era așa. Am împins-o noi cu mâinile și l-am tras pe ăla. N-am putut până o vin descarcerarea de la ajut. L-am scos. Noi am mai avut puls, a cascat odată gura și s-a dus. M-a speriat că am țipat. Bușitare, nu știu. M-a speriat. Cercetările polițiștilor vor continua pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Primarul Dăcea Balbacinschi a vizitat astăzi școala Ștefan cel Mare din Focșani pentru a vedea în ce stadiu sunt lucrările. De asemenea, o vizită similară a făcut astăzi edilul și la Colegiul Național Unirea. În momentul de față, lucrările la școala Ștefan cel Mare sunt aproape finalizate. Mai sunt mici retușuri de făcut, însă acestea se vor finaliza până la începerea noului an școlar. Sunt însă probleme cu reamenajarea curții și a terenului de sport. Aceste lucrări nu au fost cuprinse în proiectul de fonduri europene, astfel că primarul Dăcea Balbacinschi speră să găsească înțelegere din partea consilierilor locali pentru identificarea unor noi surse de finanțare. Foarte bine a lucrat și sunt chiar încântat și numai eu și ceilalți care au venit în verificare și au urmărit desfășurarea lucrărilor. Au venit și cei de la pompieri, am chemat în așa fel încât atunci când vom forma comisia de recepție să nu aibă prea multe probleme de ridicat. Domnul primar, cam de câți bani mai aveți nevoie ca să faceți absolut tot ceea ce vă doriți? Deci, practic, noi am cerut în jur de 1.100.000. Așa, în condițiile în care noi avem și diverse și neprevăzute, o parte din această sumă o putem susține din diverse și neprevăzute, în sensul cei de la Agenția de Dezvoltare și cei care au implementat acest proiect, au dat girul acestui proiect, vor fi de acord că aceste lucrări, care într-adevăr sunt lucrări realizate, să fie plătite la diverse și neprevăzute. Atunci ar mai rămâne, cred că, în jur de 700-800 de mii de lei pentru a termina în totalitate, inclusiv curtea, cu tot, la cheie, cum s-ar zice, această lucrare. În grafic, în ceea ce privește realizarea lucrărilor, sunt și cei care reabilitează Colegiul Național Unirea. Aici, constructorul dă asigurări că elevii vor putea învăța încă din toamnă, în condiții dintre cele mai bune. Aș fi ipocrit să nu spun că sunt foarte mulțumit, nu mulțumit. Pentru că progresele sunt vizibile. Deci eu câștig în estetică imens. Numai dacă uitați la acoperiș, nu știu dacă ați ajuns și la fața de la porțiunea reabilitată. Aici aveți o mostră de cum o să arate tâmplăria. Cât s-a realizat până în momentul de față din valul? Eu nu prea sunt constructor, dar
pentru că lucrările sunt în grafic și pentru că s-a lucrat în martie, aprilie, mai și iunie, 4 luni din 12, înseamnă că s-a realizat 33%. Dar, doamnă, copiii cum vor învăța? Cu siguranță în sălilor de clasă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem dubii. Sunt foarte mult, îmi plac. În primul rând că avem un constructor serios și mulțumim domnului maestru toată ziua stație. Iar lucrările sunt un pic mai dificile față de o clădire nouă, pentru că este o clădire veche, încercăm să o reabilităm așa cum a fost ea făcută prima dată. Chiar stă domnul maestru, stă cu poza în mână. Și dorim să arate frumos și în același timp facem toate eforturile. Este foarte, foarte mult de muncă. La data de 16 septembrie să putem începe anul școlar în această unitate, chiar dacă vor mai rămâne niște lucrări exterioare, la holuri și așa mai departe, cel puțin în sările de clasă să le terminăm până pe 16. Va mai fi nevoie de fonduri pentru reamenajarea curții și alte lucrări? O să mai fi. Păi nu putem acum, dacă vom termina această clădire, nu putem să o lăsăm fără să terminăm și gardul, terminăm și parcul, să terminăm și curtea interioară, terenurile de joacă. Adică dacă tot facem o treabă, să o facem până la capăt, așa cum a fost ea făcută prima dată. Prima dată așa a fost făcută. Cei din conducerea primăriei Focșani intenționează să reabiliteze și alte unități de învățământ cu sprijin de la Uniunea Europeană, după modelul școlii Ștefan cel Mare și al Colegiului Național Unirea. Vrâncenii care au obținut venituri din agricultură nu vor scăpa de plata contribuțiilor sociale. În momentul de față sunt discuții la Administrația Națională de Administrare Fiscală pentru a se renunța la plata penalităților. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a început procedura de comunicare către persoanele care au înregistrat debite la Fondul de Sănătate începând cu luna mai a acestui an. Numai în județul Vrancea, persoanele care intră sub incidența legii 95/2006 sunt în procent de peste 70% din agricultură. Decizia Curții de Conturi a fost atacată și prin urmare se va decide dacă trebuie să se plătească sau nu cele dobândele din agricultură la venituri, dobânzile și penalitățile și majorările. S-a făcut adresa la CNAS și până pe 30 septembrie se va puncta baza de date între ANAF și CEASE. Astăzi cele trei direcții concrete. Cifrele oficiale arată că 6.068 de persoane din Vrancea obțin exclusiv venituri din agricultură și ar trebui să plătească contribuții la Fondul de Sănătate. Conform codului de procedură fiscală, dobânzile în quantum de 0,04% din suma datorată se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. Oficial se amână etapa de executare. Asta este sigur. Ce o să întâmple în continuare, cu tot respectul, încă nu știm, pentru că instituțiile statului nu au ajuns încă la o concluzie. Pentru că e clar că suma trebuie plătită, sunt diverse puncte de vedere referitor la momentul de la care se plătește penalitatea, momentul la care se plătește dobânda, deci sunt niște variabile pe care, din păcate, la ora actuală nu avem un răspuns. În perioada 2009-2011 au fost identificate, cum v-am spus, persoane care au valorificat produse agricole la unități specializate, li s-a reținut impozitul, ulterior dumnealor nu s-au mai prezentat la Casa de Sănătate să își plătească și contribuția la sănătate, da? Și, prin urmare, au fost stabilite obligații de plată la contribuția la sănătate de către Casa de Sănătate. Au fost transmise, din câte am înțeles, au fost transmise deciziile de impunere pentru obligația de plată a contribuției la sănătate. Prefectura Vrancea a solicitat instituțiilor abilitate în gestionarea acestei probleme bază de dată completă a persoanelor aflate sub incidența acestei legi și soluționarea problemelor cât mai operativ. În această perioadă, în orașul Odobești se desfășoară ample lucrări de modernizare. În centrul civic, la intersecția DN2M cu strada Ștefan cel Mare, se realizează un sens giratoriu, iar din centrul civic și până la liceul agricol sunt refăcute trotuarele. De aceste facilități vor beneficia toți cei 10.000 de locuitori, cât are în acest moment orașul Viilor Domnești. Conducerea primăriei Odobești spune că sensul giratoriu era mai mult decât necesar, având rolul de a contribui la fluidizarea circulației la intersecția drumului național 2M, care merge până la Andreeașu, cu strada Ștefan cel Mare, care face legătura cu localitățile de pe Valea Putnei. Din proiect face parte și modernizarea trotuarelor din centrul civic și până la liceul agricol, cu bani din fonduri proprii.
După ce în vara anului trecut am reabilitat trotuarele din centrul orașului până la liceul agricol, anul acesta am reușit să alocăm din nou fondurile necesare pentru reabilitarea trotuarului pe cealaltă parte a axei drumului, pe Ștefan cel Mare, de la stațiunea Cercetări Viticole până în centru. Iar în cadrul aceluiași proiect avem de realizat și un sens giratoriu în centru, în intersecția din centrul civic, sens giratoriu care va duce la fluidizarea traficului pe centrul orașului. Care nu este valoarea acestei investiții? Valoarea totală a investiției, trotuarele plus sensul giratoriu, se ridică la circa 435.000 de lei. Conducătorii auto sunt mulțumiți. Îi spun că în acest fel, multe evenimente auto neplăcute vor putea fi evitate. Este foarte binevenit. Era chiar nevoie. De ce? A fost un capac de canal și lumea locului a existat ca pe un sens giratoriu. Și nu s-a încurcat circulație. Dar e circulație mare aici? Este. S-au mulțit mașini în așa hal de nu mai face față asta, cum îi spune ăla, carnetul, abecedarul. Este o zonă de circulație intensă? Intensă, da. Pentru un conducător auto, un sens giratoriu înseamnă că ușurează și munca șoferilor și munca polițiștilor. Nu se mai întâmplă accidente. Obligatoriu. Cunoașteți zona aceasta? O cunosc cu toate, cât din Focșani. Uh-huh. Puțin, cât de cât o cunoaștem. De ce credeți că aici ar fi bine să fie un sens giratoriu, după cum o să se și facă? E foarte bine un sens giratoriu, că te asiguri mai repede, nu stai la rând, nu... Circulația este intensivă, adică mergi mai repede, uh-huh. Totul în regulă. Și zona mai aglomerată? Mă gândesc aici. Da, că mai vin din partea asta de la Mera, de aici, de acolo, stai la rând aici, mai ales pe timp de iarnă, iar din nou mai fug mașinile, cine știe cum, așa la sens oprești. A fost o idee bună? Da, un primar gospodar. Sensul giratoriu va fi gata până pe data de 15 august 2013. Criza care a lovit întreaga Europa a afectat puternic și România. De mai bine de 3 ani, oamenii a căror viață a fost dată peste cap așteaptă să se producă o schimbare în bine, dar așteptarea lor pare că e în zadar. Cei mai afectați sunt bătrânii care își duc traiul de pe o zi pe alta dintr-o pensie care rare ori trece de 350 de lei. De voie de nevoie, câțiva dintre ei s-au apucat de confecționat târne folosite în special la culesul porumbului, dar care au în general o largă întrâmbuințare. Ajunși la frumoasa vârstă de 75-85 de ani, locuitorii din Vadoroșca ar fi trebuit, așa cum e firesc, să nu aibă nicio grijă, să se bucure doar de o bătrânețe liniștită alături de copii și nepoți. N-a fost să fie așa. Copiii și nepoții au plecat departe de casă să-și câștige existența pe meleaguri străine. Acasă au rămas bătrânii satului care trudesc din zor și până noapte să mai câștige un ban pentru medicamente, ceva reparații la casă, pentru facturile aduse lunar de poștaș. Acum facem, lucrăm coșuri de astea, ca să ne putem întreține consistența noastră, existența. Cât costă un coș? Cu cât îl vindeți? Cu 70-60 de lei. Cu atât îl vinde. Cu 7 lei, nu? Cu 7 lei. 7 lei, 5 lei. Ce cumpărați de 7 lei sau de 5 lei? Ce cumpărăm? Ce mai ieftin de la magazin? Pâine, 1 kg de sare când ne trebuie, 1 kg de fedea. În cât timp faceți un coș? Cam în 3 ore. Și într-o săptămână câte coșuri vindeți? Mai nu se vinde deloc acum, și acum mai suferim până când le-o vinde, că ăstea se caută la sezon, sezonul lor e la toamnă, când se culege porumbul, viile, și acum nu se vând. Soția bătrânului nu mai poate munci, dar nici nu se îndură să stea departe de cei trei bărbați care împletesc coșuri câte ziua de lungă. Pare supărată că tocmai acum, când se apropie sezonul și ar fi fost nevoie de coșuri, boala o împiedică să dea o mână de ajutor. Îi place cel mai cât putem. Am înțeles că bani nu prea aveți. De dintre milioane. Cu atât a trăit, nu? Se face. Dintre milioane și medicamente. Eu sunt 4 milioane pe lună. Dar totuși nu v-ați pierdut speranța, nu încercați să supraviețuiți. Da. Din cei 7 lei câștigați pe o târnă, proprietarul afacerii, ca să-i spunem așa, plătește 2 lei celui care confecționează obiectul. În felul acesta, bătrânul de 80 de ani creează locuri de muncă pentru vecinii lui mai tineri, care au copii de crescut și ținut la școală.
Lucrați cu ziua aici, din câte am înțeles, da, nu? Da, da, da. Alt loc de muncă n-ați găsit? Nu. Ce să mai e mine, la 50 ceva de ani? În șantier sau, nu. Cum vă descurcați? Prost. E tot. Cât sunteți în familie? 5. Și? 3 copii, femeie și eu. Aveți copiii la școală? Da. La școală, la Vulturi. Vi s-a întâmplat chiar să n-aveți ce le pune pe masă? Da. Te povestiți. Norocul poate cu magazinul sau norocul oamenii ăștia care ne cunoaște. M-am împrumutat cu oamenii. Cum să fac? Așa? Hai. Acolo la Boțelor nu muream de foame acum. La Boțelor muream. Aici, noroc, mă cunoaște unul serios, dar vreau și 200.000. Eu pung de fedea. Păi când e ploaia o stămână, eu n-am unde lucra. O luase de foame. Din câștigul obținut în această toamnă, Nenea Apostolache spune că îi mai rămân și lui 700 de lei, bani fără de care n-ar putea trece peste iarnă. Ce își va cumpăra din ei, ce își cumpără omul sărac să nu înghețe în casă peste iarnă? Lemne. Clubul Bunelor Maniere, inițiat și găzduit de Biblioteca pentru Copii și Tinere din Focșani, este o noutate pentru cei care își petrec o parte din vacanță la bibliotecă. Alături de clubul de desen, muzică, de povestit, Clubul Bunelor Maniere a fost luat cu asalt de copii. De ce avem nevoie de bune maniere? Atât în viața de zi cu zi, cât și în interacțiunea online, bunele maniere sunt cheia supraviețuirii contactului cu cei din jur. Bunele maniere înseamnă să faci față cu umor, inteligență și respect interacțiunilor sociale. Clubul de bune maniere offline e unul din cluburile cu cel mai mare succes, să zic așa. Cred că toate au succes, însă aici s-au văzut transformările pe măsura întâlnirilor. Dacă la început mi se părea că sunt într-un club de rele maniere, că toată lumea țipa, urla și voia să se afirme, deja după 4-5 întâlniri, liniștea se aude, bunele maniere, își fac observații unul celorlalți și amintesc lucrurile învățate. Și trebuie să recunosc că a trebuit, pentru că data trecută am fost la restaurant și am vorbit despre bune maniere la restaurant și pe stradă, să le oferim câte o diplomă și un certificat de apreciere, să zic așa. Pentru că în concluzie, i-a stimulat. Cred că da, copiii trebuie stimulați și apreciați pentru ceea ce învață, pentru ceea ce fac și pentru că astfel își doresc din ce în ce mai mult să fie și mai buni și să se ridice cumva la așteptările celor din jur și ale părinților, ale bibliotecarilor, ale colegilor, ale prietenilor. La câte de an vin copiii pe vară la cluburi? Cumva e o extindere a bibliovacanței de până acum. E al patrulea an în care se desfășoară pe perioada verii cluburi de toate felurile pentru copii și adolescenții vrând. Eu pot să spun că a fost un succes pentru că am fost de fiecare dată și am văzut copiii vin, lucrează, sunt încântați. Cred că asta este până la urmă cel mai mare câștig al acestui program. Ceea ce a părut o utopie la început, când prea puțini au crezut în acest club, s-a dovedit o mare reușită și o surpriză pentru părinții care și-au dorit cu siguranță ca bunele maniere să le intre în obișnuință copiilor. Toți cei implicați în proiect s-au devotat acestor cursuri, care au culminat cu un concurs dotat cu diplome, cu excepțională valoare simbolică, desigur, pentru participanți, dar și pentru voluntarii care le-au fost tot timpul alături. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține frumoasă ca aspect. După amiază sunt posibile scurte averse. Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade, iar cea minimă de 20-21 de grade. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!